De mâine încă o stradă din Buzău va avea sens unic. Este vorba despre strada Sculpturii, care va închide astfel cercul dintre străzile Victoriei și Aurorei. Este vorba de fapt de un program demarat încă din 2016 privind resistematizarea rutieră a municipiului Buzău. Atunci a fost comandat și un studiu de trafic. Studiul de trafic ce a recomandat introducerea de sensuri unice în cât mai multe zone din municipiul Buzău. De fapt, este o tendință la nivel european ca toate orașele în marile aglomerări urbane să fie instituite sensuri unice pentru fluidizarea traficului auto. Noi am demarat anul trecut instituirea sensului unic pe Victoriei. Acum, de fapt, întregim acest inel în sensul prelungirii sensului unic de pe Victoriei cu strada Sculpturii, cu o singură mențiune: pe strada Aurorei nu s-a impus instituirea unui sens unic, deoarece strada este foarte lată și permite atât parcarea autoturismelor, cât și circulația în ambele sensuri. Comisia de Securitate Rutieră a municipiului a introdus reguli noi de circulație auto pe mai multe străzi din Buzău. Primăria acordă riveranilor o perioadă de grație de câteva zile pentru a se familiariza cu noile trasee. Ne-am luat toate măsurile astfel încât cetățenii să fie informați din timp privind aceste măsuri, ba din contră vom avea și sprijinul poliției locale în îndrumarea conducătorului auto în primele zile după instituirea sensurilor unice, așa cum s-a întâmplat pe strada Traian Vuia. De mâine, pe strada Sculpturii se va circula pe un singur sens dinspre Victoriei către intersecția cu Aurorei. Buzăul se înscrie astfel în tendințele europene de a se fluidiza traficul auto din marile aglomerări urbane cu ajutorul străzilor cu sens unic.